8 din 10 români petrec Crăciunul acasă anul acesta din cauza scumpirilor la energie electrică și la alimente. Doar pentru o masă de Crăciun, românii sunt nevoiți să scoată din buzunare cel puțin 400 de lei, iar pentru a împodobi bradul de Crăciun încă 900 de lei. Conform unui sondaj, bugetul mediu pentru sărbătorile de iarnă în acest an ajunge la pragul de 10.090 de lei, cu 7% mai mare decât anul trecut. Printre principalele cheltuieli se numără mesele festive, dar și cadourile pentru cei dragi, astfel că 25% dintre respondenți spun că își vor permite să își mărească bugetul în acest an. În schimb, 47% dintre respondenți consideră că bugetul din acest an pentru sărbătorile de iarnă va fi mult mai mic decât în anul trecut. Astfel că 80% dintre respondenți afirmă că își vor petrece sărbătorile de iarnă acasă, lângă familie. În același context, menționez că analiștii încă avertizează despre prețurile care vor continua să crească și în luna decembrie, relatează știrdecluj.ro. În contextul scumpirilor, românii nici nu mai pot visa la provacanță la munte sau în străinătate.